cum ați ajuns la aceste rezultate frumoase? Bună ziua! În primul rând am constatat cu plăcută surprindere că lucrurile cele mai simple sunt cele mai eficiente. Și spun simple în contextul în care pluviometria zonei e una cel puțin deficitară și am încercat prin lucruri simple să conservăm apa cât mai mult în sol. Datorită noilor tehnologii am și reușit, datorită utilajelor la fel am și reușit și zic eu că facem cât mai mult din cât mai puțin. Hai să numim așa mai pe scurt care sunt factorii care au decis această cultură frumoasă. Dacă vorbim de un eșec, la fel vorbim și de un succes, tot timpul este un cumul de factori care, dacă converg în direcția bună, obținem rezultate bune, cum e și la anul din spate, care poate nu e cel mai bun, dar în contextul pluviometriei reduse pe care am menționat-o mai devreme, e un rezultat cel puțin mulțumitor. Toate au început cu prelucrarea solului, care a fost zero. Au continuat cu tratamente făcute la timp, produse de calitate și cel mai important, momentul, zic eu că a făcut diferența, momentul aplicării corelat cu condițiile meteo.